Iată că în cele din urmă mult discutatul transfer al lui Dugan Zici. E un nume pe care până și eu, care am destul de mult talent în pronunțarea numelor, îl pronunț greu. Din punctul meu de vedere, cum am explicat și mai și anterior, dacă s-a făcut pe sute de mii de euro mutarea, mi se pare exagerat de scumpă. Dar, pe de altă parte, să aduci un atacant chiar și cu fizic, mai ales cu fizicul băiatului ăstuia, e greu în ziua de azi. Pentru că dacă ai un pic de fizic și ai dat două goluri într-un sezon, deja ceri 10 de mii de euro pe lună. Asta e adevărul. Pentru că aici ai ajuns fotbal. Eu nu pornesc cu premisa că e mare atacant, dar până la urmă, nu știu. Nu puteai să stai doar în Vojtuș care s-a și accidentat. Asta e o realitate. Avem nevoie de un atacant cu experiență și care să poată să intre bine. Să vedem. Avem de la CFR Cluj, teoretic ar trebui să fie pregătit. Iar vedem cam cât de bună pregătire s-a făcut Neadan acolo la mai mare echipă eliminată de Piunic Erevan, care Piunic Erevan a luat bătaie de la Dudelange, care Dudelange acum vreo 4 ani a călcat în picioare CFR. Cu Dan sau fără Dan, nu mai știu cine era atunci la CFR Cluj, dar nu contează. Vom vedea. Dacă au reușit să negocieze la bani bine conducerea, cu atât mai mult, cu atât mai interesant. Evident, băiatul trebuie primit. Cum spun suporterii, eu un tip chipe și arată bine, poate vin femeile, poate dă și niște goluri, să vedem. Acum e prematur de discutat, o să-l vedem cu FCSB-ul, că până la urmă trebuie să intre, că doar dacă vii de asta vii să intri, nu? Și o să rămână să vedem dacă vine și Papo. Dacă nu, mai e timp. Măcar e ceva. Deci l-a oficializat. E un munte de om, că la 1,90 m ca atacant în Liga 1 e bun. Acum să vedem dacă dă și gol. Din punctul meu de vedere, ca să fie un transfer mulțumitor, ar trebui să dea măcar 15 goluri sezonul ăsta. Pentru că 15 goluri să dai, nu mi se pare ceva wow. Gândiți-vă că ai vreo 40 de meciuri cu totul. Adică dacă 15 goluri în 40 de meciuri vi se pare mult, eu n-am ce să mai zic. Bine, noi suntem obișnuiți cu pușcăriașii noștri care nu joacă nimic, dar în fine. Să vedem. Poate aici explodează și o să-l vândă ăștia cu 700.000, cu 1.700.000 peste un an sau doi. N-ar fi rău. Să vedem, băieți, cum se mișcă Dugan Zuganovici. Haide că i-am pocit un...